Four is two and one and one is two. Easy. Two and two is four. Mummy, da. I did one plus zero is zero. No, one plus one. Oh, nu-i nimic, lasă că după aceea colectăm, ok? Yeah. Hai să vedem, Lumi. Da, ai bine? One plus zero is one. Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Vă mulțumesc din suflet că ați trecut din nou pe acest canal în această perioadă nebună pentru toată lumea. Astăzi, așa cum vă puteți da seama încă din titlu, vreau doar să vă povestesc un pic despre cum a trecut această săptămână de izolare, de stat în casă, ce am simțit eu că m-a ajutat în organizarea activităților copilașilor și a familiei în general. Însă, înainte de a începe să trec concret la subiect, aș vrea să menționez că sistemul de aici din Anglia de învățământ este complet diferit decât cel din România. De aceea, s-ar putea ca unele lucruri de care vă spun că le fac cu Dom sau cu Evi să pară complet absurde, pentru că, evident, multe, multe lucruri pe care Dom le face acum la 4 ani și un pic, în țară se fac mult, mult mai târziu. Așadar, cu această introducere fiind spusă, să trec la subiect și aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, este foarte important să păstrez rutina. Știți că aici, pe canalul meu, am tot menționat despre rutina de somn, rutina de mâncat, rutina de inclusiv de activități și așa mai departe, pentru că asta este ceea ce pe noi ne ajută ca și familie, pe ei ca și copilași, îi ajută mult să răspundă ok tuturor cerințelor, să spun așa, ale noastre, pentru că știu exact la ce să se aștepte. De exemplu, știți că noi niciodată nu am avut problemă cu ei să zici că nu dorm sau că ne chinuim până la miezul nopții să-i punem la somn, pentru că la noi s-a știut clar care este ora de somn, 7-8 seara, cel târziu ei dorm, nu contează că e zi, că e vară, că e noapte, cum este afară. Ei în principiu știu, pentru că nu îi luăm așa prin surprindere. Și exact la fel, mi se pare că este foarte important și în această perioadă să păstrez oarecum o rutină. Evident că nu vreau să reproduc rutina de tipul școlii, deci nu ăsta este scopul meu. Nu îmi doresc ca mediul casei să devină o replică a mediului de la școală, însă încerc într-adevăr zilnic să fac câteva activități cu ei. Și când spun rutină, mă refer în principiu la păstrarea programului de dimineață. Și anume, chiar dacă ne putem lălăi mai mult dimineața, adică nu este pe ceas așa cum este poate atunci când trebuie efectiv să ne deplasăm până la școală, tot păstrăm acel ritual de a ne spăla pe dinți, de a ne schimba din pijamale și așa mai departe, pentru că mi se pare că asta îi va menține oarecum într-un ritm cât se poate de normal și le va fi mult mai ușor să reintre în programul obișnuit atunci când se va întâmpla peste o săptămână, două, trei, o lună, cinci, nu știm și nimeni nu știe chestia asta. Așadar, rutina încercăm să o păstrăm, la fel și cu momentul mesei de la prânz și seara la fel, deci nu schimbăm ora. Dacă se întâmplă, să spunem că ne întindem mai mult cu o activitate în familie sau poate ne uităm la un film Disney un pic mai târziu decât am face-o în timpul școlii, nu se întâmplă nimic dacă merg la somn cu jumătate de oră mai târziu, dar în principiu păstrăm același program. Apoi, mi s-a părut mie că, cel puțin cu copilașii mei, este mult mai ok să fac tot ce ține de treaba de școală sau grădiniță, adică activitățile acestea academice, să le fac în prima parte a zilei. Și atunci, după micul dejun, o tactică care m-a ajutat foarte, foarte mult în această săptămână a fost să fac bilețele. Și atunci, dimineața, făceam un bol cu bilețelele. Mereu, mereu, în fiecare zi, am pus în acele bilețele matematică, citit și scris. Și pe lângă, puneam activitățile gospodărești și introduceam un singur joc. Și anume, când zic gospodărești, adică dacă astăzi aveam de băgat haine la spălat, puneam pe bilețel. Le puneam în engleză pentru că Dom știe să citească în engleză, dar nu și în română momentan. Și atunci, pentru ei, inclusiv extragerea biletului, bineînțeles că era un joc și era ceva ce ținea foarte ocupați și foarte încântați. Și tot timpul, bineînțeles că făceam cu rândul, adică odată extragea Evelinul bilețel, făceam activitatea de pe bilet, apoi Dominic și așa mai departe. Și de ce spun că e foarte important să introducem, sau ce puțin așa am simțit eu, că e foarte ok să introduc activitățile gospodărești în această prima parte a zilei,
Este pentru că, în primul rând, îi mai deconectează un pic de la statul la masă, de la făcutul acelor activități academice, însă îi și implică și învață să participe, de exemplu, la pusul hainelor, la spălat, poate l-a ajutat la un tăiat de un cad morcov, ceva de genul acesta. Deci, în orice caz, pentru mine, toate aceste lucruri pe care vi le spun nu sunt neapărat noi, adică dacă mă urmăriți de ceva timp, voi știți că eu făceam tot timpul activități cu ei și poate că de aceea mi-a fost și foarte ușor, că eram oarecum obișnuită, doar că evident nu le făceam într-un număr atât de mare, că nu-mi permitea timpul. Însă pentru mine nu a fost un dezastru să spui că vai de mine, am rămas acasă cu copilașii și nu știu ce să mă fac. Și îmi și place, chiar îmi place în fiecare zi să mă gândesc la alte idei, la alte soluții. Așa și revenind la subiect, deci asta făceam cu ei. Și atunci, dacă la Evelyn, să spunem că la extrageam biletul de matematică, dacă la Evelyn îi dădeam, nu știu, mult am folosit cartonașele acelea în care într-o parte se află un număr de obiecte și pe altă coloană se află cifra în sine și atunci trebuia să treacă linie de la una la alta, sau să urmărească tot felul de cifre făcute cu punctate, ea trebuia să le facă cu creionul sau cu markerul sau așa mai departe, sau trebuia să coloreze o imagine și erau porțiuni ale imaginii care erau numerotate și să spunem că toate porțiunile care erau cu cifra 1 trebuiau făcute în albastru, cea cu 3 portocaliu și așa mai departe. Și atunci, deși copilul simte că se joacă, bineînțeles că de fapt ea exersa și numerele. O altă idee de joc în ceea ce privește matematica a fost să-i dau cifrele pentru că ea le cunoaște de la 1 până la 10 și să le pun în ordine. Și atunci, din nou, pe lângă faptul că exersa, bineînțeles că le și vedea și era foarte ok și o ținea ocupată. Iar în același timp, lui Dominic încercam să găsesc activități pentru vârsta lui. Și anume, de exemplu, îi scriam, nu știu, 20 puncte puncte, 22, 23, 24 puncte puncte și el trebuia să completeze spațiile goale sau invers, descrescător, pentru că el deja știe asta. Bineînțeles, adunări în fișe care, din nou, în care trebuia să scrie el numerele sau pur și simplu îi spuneam să scrie numele de la 1 la 10. Bineînțeles că de multe ori era curios să facă exact ce face Evi sau Evi era curioasă să facă ce face Dom și atunci tot timpul încercam să păstrez un echilibru între acele exerciții care necesitau maximă concentrare și cele care erau așa mai mult spre relaxare. Dar cam asta am făcut în ceea ce privește matematica. L-a scris Dom, bineînțeles că deja știe să scrie și luam tot felul de fișe și eu practic de pe site-ul Twinkle am printat câteva fișe care mi s-au părut mie ok și care erau și gratuite și acolo sunt tot felul de activități, însă pe lângă scrisul cuvintelor propriu zise, el mai are și setul acela de cuvinte tricky words, cum le spun ei aici și am exersat și treaba asta, apoi efectiv literele în sine, dacă era un rând cu A să facă cu A sau tot felul de chestiuni de genul acesta. La Dom, așa am primit o fișă de la școală în care spunea că până la sfârșitul anului ar trebui să știe să scrie numele și prenumele complet singur și exersăm și treaba asta. Iar la Evi, bineînțeles că îi dădeam tot felul de fișe prin care să-și formeze practic scrisul, ținutul creionului sau, eu știu, ustensilei de scris în mână. Și atunci îi dădeam tot felul de exerciții unde trebuia să meargă cu o linie, să urmărească linia punctată zigzag sau în cercuri sau oval sau ceva de genul acesta și, în principiu, asta era ideea la scris pentru ea, să-și formeze, bineînțeles, mâna și avem tot felul de carduri din acelea care pot fi șterse și dacă scrie, deci urmărește punctele, apoi poate să șteargă cu șervețelul umed și putem să le refolosim de câte ori vrem noi. La fel și la partea cu matematica, am uitat să vă spun că am tot felul de jocuri sub formă de puzzle și atunci trebuie să le unească conform numărului și imaginilor din poză. Deci, practic, m-am încercat să mă folosesc de tot ce am eu prin casă. Iar la scris, Dom, din nou, citește deja și atunci, în fiecare zi, cred că v-am mai spus că eu am mai comandat-o de pe net acum mult timp, fără să știu eu că va urma asta, am comandat un set de cărți, în mare parte pentru că observam eu că acea carte pe care el o primea o dată la 2-3 zile nu era suficient pentru el și atunci nu mai bine a comandat și să nu își pierde interesul. Și uite că acum împlin foarte bine acele cărți și dacă Dom citește în fiecare zi o altă carte, de multe ori și două cărți, Evi, bineînțeles că adoră să-mi povestească ce se întâmplă în carte pe baza imaginilor.
Și ăsta este un exercițiu foarte, foarte bun. Deci, deși are 3 anișori, am observat că este foarte, foarte important să faceți asta și dezvoltă foarte, foarte frumos pe ei. Deci, indiferent cât de detaliate imaginele, încercați. Și dacă aveți o carte cu poze, pur și simplu un măr, o pară sau așa, dacă îi dați copilului cartea în mână, să vă povestească despre ceea ce vede în imagine, veți vedea că îi va ajuta foarte mult. Și e foarte interesant cum dacă Doma să-și citește o carte despre, nu știu, un iepuraș, să spunem, mâine, dacă ea alege aceeași carte, știe să zică aproape tot ce s-a întâmplat în carte, pentru că este atentă la ce se întâmplă. Deci cam asta este tot ce înseamnă activități academice și, cum vă spuneam, orice altceva ce mai am prin casă, materiale de la puzzle, de la, nu știu, jocuri cu memo, deci, adică de memorie, cam tot ce am eu, asta folosesc. Însă treaba cu bilețelele, să-și extragă bilețelul, îi fascinează de-a dreptul. O altă chestiune pe care am observat că îi fascinează este sportul făcut în fața televizorului, după un antrenor sau după un video de pe YouTube. Sunt fascinați de-a dreptul. Deci, efectiv, abia așteaptă acel moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mâinile până sus, da? Așa. 17, 18, 19, 20, 21. Și numai bine, în cele 15 minute, dacă am noroc să fie concentrați atâta, ori mă relaxez, ori mă gândesc la următoarea activitate și îi mai distrage și pe ei din rutina, să spun așa, obișnuită. Și cam asta este în prima parte a zilei. Deci, activitățile gospodărești și cele academice. Apoi, mereu, la prânz facem o pauză și, bineînțeles, că mâncăm. Acum, eu am uitat să menționez la începutul clipului, eu nu mă mai duc la lucru, iar Cosmin lucrează de acasă. Însă, deși se spune că lucrezi de acasă și este mai relaxare, mai lejer, în cazul lui nu este așa. Deci, el, efectiv, rare ori este când coboară jos la noi. Majoritatea timpului stă sus la biroul lui și coboară la prânz să mâncăm toți patru împreună. Am avut foarte mare noroc, pentru că știu că în țară, în momentul de față, sau mă rog, săptămâna trecută au fost zile în care a nins, dar la noi a fost soare în fiecare zi. De ziua lui Evelyn, soara mea și cu cumnatul meu, ei și bineînțeles că și lui Dominic, i-au cumpărat un loc de joacă cu leagăn, cu topocane, cu tot ce vrei. Și atunci, bineînțeles că fiind soare și o zi frumoasă, ieșeam cu ei zilnic, absolut zilnic și ori îi dădeam în leagă, ori să-și coaie singuri pe topocan, ori le dădeam bicicletele. Deci mereu ceva activitate afară, le dădeam crete să se joace afară. Acolo măcar o oră pe zi făceam treaba asta. Dar din nou, știu că nu mulți dintre voi aveți opțiunea aceasta și îmi pare foarte rău. Îmi închipui cât de greu trebuie să fie să găsești o soluție, să scoți copilul la aer când stai poate într-un bloc sau poate când nu ai nici măcar un balcon. Și nu am ce să vă spun decât multe, multe baftă să găsiți soluții. Știu că sunt tot felul de zvonuri, că unii spun că e ok să mergi până în parc, alții spun că nu. Eu personal cred că dacă nu aș avea curte, aș încerca poate să mă duc la o pădure undeva unde știu că nu sunt prea mulți oameni, dar aici bineînțeles că fiecare alege după cum consideră că e mai ok pentru familia lui. Cum revenim la subiect, în a doua parte, deci după ce am avut prânzul, după ce am ieșit un pic afară, tot timpul îmi place să fac un alt bol cu bilețele, cu jocuri. Și aici, mereu, în fiecare zi le spun, ok, două jocuri alegi tu, Dominic, două jocuri alegi tu, Evi, și două jocuri aleg eu. Și asta pentru că mi-a fost foarte greu să, înainte să fie treaba asta cu izolarea, niciodată nu reușeam să-i conving sau era foarte greu să-i conving să se joace amândoi același joc. Și, deși sunt vârste cât de cât apropiate, bineînțeles că fiecare unul vrea cu mașină, altul cu păpuș, altul cu casă, altul cu puzzle, când vrea unul, poate intenționat, celălalt nu vrea același lucru. Dar de când am introdus această treabă cu biletele, ei știu foarte clar că va veni și momentul în care ne vom juca jocul ales de Dom și jocul ales de Evelyn și parcă le și place să se joace împreună, pentru că mi-era foarte greu să îi țin ocupați pe amândoi în același timp dacă unul era într-o parte și celălalt în cealaltă parte. În acest fel am impresia că și ajută să învețe cum este jocul în echipă, colaborarea, împărțitul jucăriilor și așa mai departe. Așa, și aici bineînțeles că în fiecare zi, în cele două jocuri alese de mine, încerc să introduc felul de chestii, precum
arte și desen, de exemplu. Adică acum câteva zile Evelyn a făcut o bubuză, iar lui Domi am decoperat tot felul de sticle din acestea cu față, practic partea de ochi, curiță și pălării sau, mă rog, partea de căciul și el trebuia să le lipească pe o foaie. Asta a fost într-o zi. Altă zi plastelin, în altă zi, nu știu, puzzle, în altă zi le-am dat să taie tot felul de chestii, să-și dezvolte dexteritatea aceasta, mișcarea de a tăia cu foarfeca. Deci de aceea spun, asta în fiecare zi încerc să introduc alte jocuri și asta încerc să-i încurajez și pe ei să aleagă alte jocuri în timp care să nu ne plictisim. Pentru că vă dați seama, dacă faci exact același joc în fiecare zi, deja nu mai are farmec. Dar, da, cam așa am făcut noi și ne ajută foarte mult. Repet, nu încerc să reproduc ceea ce se întâmplă la școală, pentru că sunt conștientă că, în primul rând, nu am cunoștințele academice necesare, nu am spațiul necesar și nu îmi doresc asta, pur și simplu nu îmi doresc asta. Însă, simt că nici nu pot să-i las toată ziua să se joace. Nu neapărat pentru că, nu știu, ar rămâne super în urmă, dar cred că s-ar și plictisi dacă nu ar fi o activitate cât de cât controlată. Bineînțeles că pe parcursul zilei avem și perioade în care efectiv îi las pe fiecare să facă ce vor, că simt că au nevoie de treaba asta, bineînțeles, iar toată această activitate de care vă spun, deci toată plănuirea asta are loc până pe la vreo 4 și un pic când termină Cosmin lucrul. Și în momentul în care Cosmin coboară jos, bineînțeles că acolo deja este program liber și nu îmi propun. Deci diferența între poate programul pe care îl puteți face cu copilașii care sunt mai mari și cei care sunt mai micuți constă în timpul alocat fiecare activități. Pentru că am văzut înainte să înceapă treaba asta cu izolarea, tot vedeam mămici care se organizau pe baza unui orar, adică de la, nu știu, 10 la 10 jumătate facem asta, de la 10 jumătate la 12 facem asta. Eu simt că dacă aș pune asta în programul nostru, ar fi o presiune în plus. Pentru că să spunem că astăzi dedicăm, nu știu, 15 minute matematici și poate mâine este 20, poi mâine va fi doar 10, deci nu stau să mă uit. Depinde foarte mult, eu pur și simplu sunt atentă la copii. Dacă astăzi îi observ că sunt atenți și sunt dornici foarte mult să facă treaba asta, deci continui să le dau activități pe tema respectivă până când văd eu că își pierd interesul. Dar aici depinde foarte mult și de ce noroc am eu în alegerea biletelor, adică în ce ordine vin biletele, pentru că au fost zile în care s-a nimerit să fie scrisul după citit sau invers și atunci bineînțeles că nu mai își pierd concentrarea mai repede. Dar de aceea spun, nu pun presiunea aceasta pe umerii mei, pentru că adică eu sunt cea care coordonez totul și nici pe umerii lor. Și mă și abat, dacă să spunem că bilețelele le-am făcut nu știu ce jocuri, bineînțeles că dacă între timp apare o altă chestie, nu zic vai, stai, nu, că avem încă alte 3 bilețele în bol, nu putem să ne jucăm asta. Nu, încerc să fie cât se poate de interactiv acest timp petrecut de calitate cu copilașii noștri, însă de aceea spun că pentru noi nu e mare diferență, pentru că noi tot timpul am încercat să petrecem cât mai mult timp cu ei, să le oferim cât mai multă atenție, să avem timpul acela de noi patru, dar acum evident avem micul dejun împreună, avem prânzul împreună și cina tot timpul împreună, mai ales că eu acum nu mă mai duc la lucruri serile, deci asta este practic cea mai mare schimbare. Însă știți că eu mereu am făcut activități cu ei, cum spuneam, și tot ce vă urez eu vouă este să vedeți ce funcționează la voi. Să vedeți exact când sunt copilașii voștri mai atenți să facă, dacă vreți să faceți ceva, teme, și vedeți fiecare cum reușiți voi să vă organizați și vă rog să-mi spuneți și mie cum anume faceți voi asta. Sper din suflet că a fost util ceea ce am împărtășit cu voi astăzi. Dacă vreți, săptămâna viitoare voi filma un vlog să vă arăt exact concret cum se desfășoară o zi din viața noastră și vă rog să-mi spuneți voi ce activități faceți, cum vă jucați, ce anume vi se pare vouă că este util în organizarea timpului și până sâmbătă viitoare la ora 4 vă urez numai bine. M-am pupat! 60, 70, 80, 90, 20! Bravo, mami!